S-a vorbit mult despre faptul că Simona și Sorin ar fi întreținut relații intime în noaptea petrecerii. După ce s-au închis ușile, Sorin a împărtășit băieților din experiența lui. Spunea că atunci când au dormit el și Simona prima dată împreună în același pat le-a fost greu să se abțină, au început ceva și au terminat aseară. seară. zicea despre Simona că ea a fost Simona Boi și băieții Robert și Ionuț au început să râdă. După Robert a întrebat, păi și dacă a lăsat-o gravidă? Iar Sorin a spus că nu, pentru că atunci când a simțit că urmează să îi vină, atunci a întrerupt actul. Nu avea cum să rămână, nu avea cum să finalizeze și Robert zicea, păi mai rău ți-ai făcut așa. Sorina a mai completat că a ajutat și alcoolul, că i-a pompat sângele.